Salutare, guys, eu sunt Bodi și bine v-am regăsit la seria voastră preferată de pe acest canal și anume ne jucăm pe contul mic până îl ducem la 9000 de trofee. În episodul de astăzi suntem de la 1300 la 1600 de trofee din ce vedeți. Nu prea s-a mai întâmplat nimic palpitant pe cont, nu am intrat, de aceea nici nu am Magical Chest-ul pus la deschis, dar pe următorul episod vă promit eu că o să-l avem să îl deschidem. Până atunci deschidem un Silver Chest și mergem pe shop să luăm acest Golden Chest, poate ne pică ceva bun de aici. Am dat în loc la Flying Machine, luăm niște Zeb, luăm niște Electro Zeb și luăm ăsta. Și nu avem nimic de făcut, doar decât să ne jucăm. Oh, stai, avem aici un Lucky Drop. O să ne pice niște gold, ceea ce e bun, bun. Avem aici Claim. Deocamdată nu am luat Content Creator, când o să iau Content Creator, probabil o să-mi cumpăr Battle Pass și pe acest cont și pe alte jocuri. Mai așteptăm, mi-au zis băieții la Supercell că nu am suficiente videoclipuri de când m-am reapucat de postat și că să continui treaba pe care o fac bine și mai apoi o să primești acel content creator. Dar până atunci, hai să jucăm, nu? Că asta trebuie să facem, content și să fie bun. E splash acolo, nu e splash, ceea ce e nice. Hai să dăm aici arrows, puțin cam, așa arrows-ul. Am dat un pic și pe muschetir, am dat și pe ce mai era pe acolo, să știți că n-a fost atât de rău. Mă gândeam că e mai rău Erosul, nu. Dar giantul de level 7 insane mi-a rezistat enorm de mult. O să punem aici un cannon în așa fel încât să nu ne luăm damage de la mini P.E.K.K.A. și suntem safe. Primul atac, primul turn luat. Am început foarte bine episodul de astăzi. O să punem niște arcașe în spate și îl așteptăm pe el să vedem ce face domnul Zeidoff. Un bomber pus la pod, simplu. Un Wizard pot la pot. Joacă foarte ciudat jucătorii ăștia de pe aici. Ok, dar nu este problemă. Știm că are mini P.E.K.K.A. în mână. Evident, are și Valkyrie în mână. Juca Valkyrie. Ok, hai să punem Giant mini P.E.K.K.A. O să pună Goblin mai mult ca sigur. De aceea trebuie să ajungem cât mai repede la Arrows. Am spus. Haide. Arrows, do your thing. Mini P.E.K.K.A., do your thing. Valkyrie aceea nu o să ne dea atât de mult damage. Probabil o să pună mini P.E.K.K.A., dar puțin cam târziu. O, are și Knight-ul. Ok, pune Knight-ul. Da, bună alegere. Dacă o făceai mai devreme, poate era mult mai bună. Dar asta a fost să fie. Ăsta este meciul, domnule. Poate că va trebui să mai înveți puțin să joci. De ce mă bucur atât de mult când îi bat pe jucătorii ăștia de pe aici? Că oricum habar nu au să joace. Oh, uit să pun cărți, dar nu mai este nevoie. Primul meci, primul win, primul. Să vedem care a fost primul în comentarii. Bun, ne îndreptăm noi spre 1600. Deja avem și un lucky drop de luat. Hai să vedem. Flying Machine. Dacă tot insistă cu Flying Machine-ul ăsta, am face bine să-l jucăm totuși? Uite mă, bă, super să-l ține cu voi. Super să-l ține cu voi și deschidem Magical Chest-ul, pentru că trebuia să deschidem episodul ăsta. Hai să vedem. Poate ne dă și nouă ceva bun. Mini P.E.K.K.A. Am zis că am face bine să ne jucăm cu Flying Machine. Hai să vedem. Minionii am la level 7. Hai să vedem Flying Machine la ce level l-aș putea duce. Pentru că este o carte care este mult prea bună, dar o am la un nivel mult prea mic. Hai să vedem dacă am 3 cărți rare. Am. Hai să joc cu ea măcar la nivelul 5. Wow. Este puțin cam jos ca și nivel, dar na, o să ne descurcăm. Sunt sigur că o să ne descurcăm. Hai să vedem, jucăm cu Ahmet. Ce vrea să însemne 0638? Mă gândeam că poate este data lui de naștere, dar nu știu, îl dă cu virgulă. În luna 638, ce? Nu, nu-mi dau seama. În fine, nici nu măcar nu contează. Pentru că o să punem noi... De panică am pus, uitându-mă la ce trupe a pus în spate, de panică am pus acel cannon, dar ne-a apărat, ceea ce nu e rău. Valkyrie și-a făcut treaba. Mă uitam că Flying Machine-ul ăla nu prea merită să-l joci. Bă, dă damage de zici că mângâie trupele. La aia mă uitam și de aceea nu eram atent. Flying Machine-ul meu de level 5 mângâie trupele. Cum face minerul? Erau mimuri despre miner acum mult timp. A ieșit și vorbele alea cu nerf miner. N-a că i-a dat nerf la miner de tot, de mângâie. Așa și Flying Machine-ul meu. Hai să dăm aici un fireball de colecție. Dar mini P.E.K.K.A. ăla lui o să facă treabă într-un alt joc, pentru că în jocul ăsta nu face treabă. Oh my god, dăm arrows aici? Hai să nu dăm deocamdată. Hai să nu dăm deocamdată, pentru că oricum îi luăm turn, nu suntem siguri. Hai să nu fim cum sunt ceilalți jucători de pe Clash Royale. Se grăbesc să ia turnul, pentru că uite, tot ajunge un minion acolo și o să ia turnul. Și am câștigat 3 elixiri pe care le-aș fi dat mai devreme sau mai târziu. Hai să vedem, Flying Machine, că toți ziceam că mânghie trupul. Mângâie trupul Flying Machine-ul. Nu, mângâie turnul Flying Machine cu Giant. Giantul știți cât damage dă. Hai să vedem. Flying Machine-ul este pe turn fix acum. Wow, dă extrem de puțin.
offline machine-ul, câte 100 sau nici nu știu. Putem să ne uităm pe stats apoi, dar nu pare să fie ce trebuie. Ok, să punem Kenan și Valkyrie. Which is very good. Bun, hai să punem minioni. Și o să încercăm din nou un atac cu flying machine, pentru că știu eu că nu, în niciun caz nu e o carte. E o carte bună, nu mă înțelegeți greșit, dar nu acum. Nu acum, nu, o să pună barbar, sunt sigur. Hai să pregătim fireball-ul. 3, 2, 1. Hai mă, come on, come on. Vreau și eu să impresionez oamenii de aici cu predicțiile și tu nu mă ajuți acum deloc. Poate două flying machine sunt mai bune decât un flying machine? Mă gândesc că da. Mă gândesc că două flying machine fac treaba mai bună decât unul singur și așa se termină și meciul ăsta. Mult mai bine. Punem muschetira, guys. Ideea e că nu prea am cu ce să încep. Cam ce aș avea eu, cam defense așa. Dar îl lăsăm pe el. O să pună Goblin Hat. Ok, o să protejăm muschetira, evident. Cât de mult putem, că a pus și 100.000 de goblini. Este fan goblin, să înțeleg. Punem Valkyrie în față, protejăm muschetira cât de mult putem. A pus și el mini P.E.K.K.A. E bine că l-a pus și că nu l-a pus în momentul în care atac cu Giantul. Which is fine, muschetira o să facă treaba acolo și o să ne lase pe noi fără niciun alt goblin. Am văzut că are witch, witch? Nu are witch. Ok, battle ram, ok. Ne apărăm de battle ram și apoi mergem în atac. O să mergem în atac cu giant și cu minioni. Că mă gândesc că nu are wizardul deja în mână. Ok, mai bine hai să pun minionii să ne apărăm. Cred că ar fi o idee mai bună. Pentru că dacă nu am luat damage foarte mare. Da, mă gândesc că a dat bine acel fireball pe Giant. I-a scăzut cu mult viață de la acel fireball. Am pus muschetira în spate. Hai să punem aici și niște arrow să nu ne distragă și să nu ne facă să reziste mai puțin Giantul. I-am luat turnul, salutare, mulțumesc foarte mult. Cred că muschetira era o carte mult mai bună în loc cu flying machine-ului. Cu siguranță era. Nu știu de ce am vrut eu să joc cu flying machine de level 5. Mă rog, și celelalte trupele mele sunt micuțe, dar nu atât de micuț. Abia aștept momentul în care o să pot să joc un deck cu Hog Rider. O să fie foarte interesant atunci. Poate credeți că a renunțat, dar de obicei playerii de aici așa sunt. Așteaptă și pun cărți. Ah, ok. Înainte să sărim, deschidem un Lucky Drop. Ok, Electro Spirit. Mai deschidem încă un Lucky Drop. Din pass-ul gratis, scheleți. Și încă un Lucky Drop. Oh, e epic ăsta, e de 3 stele. Gold. John Bryan. Level up pe mini P.E.K.K.A. Trebuia să mă apăr cumva. Hai să dăm fireball, uite așa, în așa fel încât să-i dăm. Oh, knock. What? What? Level 9 pe Battle Ram. Level 9 pe Battle Ram. Wow, ce cărți are băiatul meu. Turnul ăla e jos. Turnul ăla este jos. Nu am ce să-i fac. Și mă pușează și pe celălalt în așa fel încât să pună presiune. Wow. Chiar o să vreau să iau acest match, să-l câștig. O să las să vină acei dragoni. Problema este Battle Ram-ul ăla de nivel 9. Ala chiar e o problemă. Uite asta. E o problemă gigantică asta. Îți dau arrows aici pe tot, pentru că trupele mele sunt micuțe și nu prea rezistă. Are barbaria. Știm care barbarii, știm care valkyrii. Ceea ce e un mare dezavantaj pentru noi. Mă gândesc să fac un atac de genul giant din spate. Ok. Se pare să... Cred că se grăbește un pic. Iar în momentul în care te grăbești, nu câștigi. Asta este o regulă. Este o regulă nescrisă undeva. Uite. Ce-i asta? Ce-i asta? Hai să punem în stânga, pentru că în dreapta deja minionii o luau puțin cam haotic, ca să spun așa. O să pună Valkyrie, sunt sigur, sau... Ok, sau mini P.E.K.K.A. mă gândesc că îl mai are în mână. Valkyrie, corect. Dar Valkyria nu rezistă la mini P.E.K.K.A. și la muschetiră. Se grăbește, efectiv se grăbește. Ar fi câștigat dacă nu s-ar fi grăbit, vă zic sincer. Muschetira ia turnul. Valkyrie o să se ocupe de tot ce este acolo. Punem aici Battle Ram pentru distragere. Minion pentru tot ce este acolo. Să sperăm că o să reziste, dacă nu o să-i tragem totul cu acest giant de distragere. Și pregătim noi pentru nu pune barbari, mă gândeam că o să pună barbari Valkyrie. Dar nu este rău, pentru că avem minionii care au rămas în viață. Avem Valkyrie în cazul în care pune barbari. Avem
perfect ce se întâmplă acolo, este perfect pentru că avem Valkyrie care nu tanchează, Giant-ul tanchează, Mini P.E.K.K.A. care se duce pe turn și rămâne în viață, avem Minion, Mini P.E.K.K.A. full viață și să vedem acum ce o să zică. Mulțumesc frumos, domnule, parcă câștigai. Domnule John, te grăbești. Cheia esențială la acest joc este să nu te grăbești. Mai deschidem încă un Magical Chest pe acest episod, din care luăm Giants, ceea ce nu e rău, ceea ce nu este rău. 1400, mai avem încă 200 de trofee to go. Oh, avem deja Hog Rider! Avem Hog Rider, este primul match pe care îl jucăm versus Hog Rider. Nu am fost atent o secundă și deja m-a surprins sunetul îmbietor al Hog Rider-ului. Hog Rider! Glumesc, abia aștept să-l joc și eu cu Hog Rider. Wow, și-mi distrage Valkyrie cu scheleți, ceea ce n-a fost rău, n-a fost rău deloc. Hai să vedem, punem minioni pentru Valkyrie și pentru muschetiră punem Mini P.E.K.K.A. care se ocupă și de Valkyrie mai apoi. În secunda asta nu aș vrea să mă atace cu... Hai să ne activăm King Tower-ul. Ah, trebuia puțin mai aproape de turn, greșeala mea. Am vrut să-l impresionez, dar m-am făcut de râs. Sau poate că nu m-am făcut de râs, pentru că nu, mă gândesc că poate nu știe. Oh! Full count. Full count. Cheia în acest joc, v-am zis, este să fiți calmi și să nu vă grăbiți. Ceea ce o să facem și noi acest match, cu toate că deck-ul lui îl cam bate pe deck-ul meu. Având în vedere că are Inferno Tower, are cărți cu care se apere foarte bine la ce am eu. Și cărți cu care se atace foarte bine. A dat Fireball, pre-Fireball acolo. A crezut că o să pun cannon-ul puțin mai în față, dar nu așa a fost. Hai să vedem dacă putem să reușim ceva aici. Încercăm să punem Fireball-ul în așa fel încât să aducem muschetira mai aproape de Valkyrie. Asta am și făcut, numai că Electro Spiritul ăla ne-a încurcat puțin. Dar dăm puțin damage acolo cu minionii, pe care n-a făcut nimic la minioni. N-a făcut nimic la minioni și a fost un damage foarte corect acolo. Hai să încercăm să ne aducem în mână cannon-ul, cu toate că avem Mini P.E.K.K.A. în cazul în care vine cu Hog Rider. Suntem cumva asigurați că nu ne luăm atât de mult damage. Punem Giant-ul, iar în fața Giant-ului, pentru că o să punem Inferno Tower, vreau eu să pun Valkyrie care stancheze un pic pentru noi și mai apoi minionii. Oh, din prima tanchează minionii, ceea ce este perfect. Nu mai tanchează minionii, Valkyrie a rămas în spate să se bate cu Valkyria lui, ceea ce n-a fost chiar atât de bine pentru noi. Punem aici o muschetiră și probabil o să vină cu Hog Rider-ul, să punem aici un cannon care să ne ajute pe noi la anti-fireball, pentru că al nostru dă cu Fireball. Nu ne grăbim. În mod normal m-aș fi dus acolo în atac. Dar am zis să nu ai să dăm Fireball, pentru că simt eu că meciul ăsta o să fie unul destul de dificil din punct de vedere atac și prefer să dau niște damage cu Fireball-urile pe turn. Luăm un hit, nu luăm un hit, nu am luat nici măcar un hit de la Hog Rider din acest atac, ceea ce e bine. Ok, două Inferno-uri. Hai să vedem. Punem un Valkyrie aici. Un Fireball aici, care să dăm pe tot. A schimbat lane-ul, ceea ce nu prea să face. Nu prea să face chestia asta. Probabil o să dea puțin mai mult damage decât a dat pe partea stângă, dar nu se face chestia asta, pentru că nu are sens să schimbi lane-ul în mijlocul jocului când deja ai dat mai mult damage pe o parte. Asta l-a făcut pe el să cam piardă meciul, sincer. Asta l-a făcut pe el să cam piardă meciul, pentru că noi o să mai dăm aici un cycle de arrows, unul de fireball și cam ăla este meciul, din păcate, pentru el. Nu prea mai are cum să câștige. Sincer vă zic, fireball-ul nu știu dacă o să dea suficient, nu dă suficient, dar vă dați seama că din mai multe cycle-uri o să îl câștigăm. Punem aici Valkyrie. De data asta, hai să ne apărăm totuși, să nu zicem că n-am jucat puțin mai mult cu el, să nu se supere și o să dăm Fireball, Arrows and that's it. Nici măcar nu cred că mai am nevoie, pentru că aveam o muschetiră și o Valkyrie plină de viață. Thanks, mulțumesc foarte mult, îl învățăm cu BM-ul încă de mic, guys. Bun, și mai deschidem și un chest cu gold. Hai să vedem următorul match. În acest match avem din nou un Hog Rider, avem din nou un Hog Rider, să vedem dacă o să avem același Hog Rider cu Inferno. Suntem pregătiți de asta, de aceea o să punem niște minioni la jumătate în cazul în care avem
Inferno, dar nu avem inferno, avem tombstone. O să punem o muschetiră. Scheleții o să facă treabă de minune acolo. Mai ales mini P.K.-ul ăla o să facă treabă de minune. Muschetira mea o să cam moară din cauza. Și va trebui să punem Valkyrie aici ca să ne apărăm și să nu ne luăm damage. Bun. Am văzut că are Fireball pe care l-a dat mai devreme pe minionii noștri. Ce ar trebui să, ar trebui să știm să schimbăm în diferite placement-uri cannon-ul în momentul în care vine cu Hog Rider-ul. Dar de data asta nu cred că l-are în mână. Pentru că după... De fapt s-ar putea să-l aibă. Dacă l-are o să, o să punem mini P.E.K.K.A. rapid. Dar nu cred că este cazul. Acum cred că are acel Fireball. Ok. Ce-ar fi să schimbăm puțin atacul și să facem și noi o chestie de genul. Giant. Mini P.E.K.K.A. Ok, punem aici... Minion să ne apărăm. O să pun aici muschetiră care să distrugă scheleții și dacă mai pune el ceva la jumătate o să ne facă clar un serviciu foarte bun acolo. Perfect. Așa. Și să punem mini P.E.K.K.A. care se va duce direct pe Wizard și îl va omorâ pentru că nu mai pune nimic altceva. A mai pus, dar muschetira mea ajută. Wizardul moare. Ok. Aș vrea foarte mult acum să ajung la Giant, pentru că știm că nu mai are Tombstone-ul în mână. Este fără Tombstone, este fără Tombstone, dar probabil o să atace. Asta este rău și de aceea aș vrea totuși să aștept puțin. Avem în cazul în care... Ok. Hai să vedem ce face, pentru că nu are Tombstone-ul în mână. Mini P.E.K.K.A. Un răspuns bun, sincer să fiu cu voi, un răspuns bun. Eros pentru Arcașe. I-am dat damage foarte bun. Are, știm foarte sigur că are, are Fireball-ul în mână. O să punem ăsta și o să punem... Aha, v-am zis că are Fireball-ul în mână. Era logic, dar știm și foarte bine că are Tombstone-ul. De asta o să punem minionii la jumătate pentru că o să pună Tombstone-ul. Perfect. Și o să pună un Wizard. Sau, nu? O să dăm acolo Fireball pentru că Eros-urile mele nu omoară arcașele. Nu ne ajunge din păcate pe turn, dar ne rămâne Valkyrie care dă un hit acolo, mă. Dă un hit Valkyrie, mă. Bă, ce aveți, mă? Valkyrie numărul 1. Valkyrie numărul 1. Hai să punem cannon-ul de data asta aici. V-am zis, trebuie să schimbăm de fiecare dată placement-ul cannon-ului pentru că wow, cannon-ul ăla a făcut mai mult decât trebuie, pentru că a omorât și Wizard-ul. Cred că tipul a renunțat văzând că nu are cu cine să se joace. De fapt, mai bine zis cu cine, că nu am eu cu cine să mă joc. Sincer să fiu cu voi. Nu am eu cu cine să mă joc din Polonia. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc. Plastic cheese. Adică vrei să zici că este vorba de o brânză de plastic? Hai să punem giantul din spate. Mini P.E.K.K.A. Ok. De level 8, ba chiar. Mini P.E.K.K.A. de level 8. L-a folosit să se apere de... De fapt, l-a folosit să atace? I mean... Hai, muschetiră, scoate-i cannon-ul. Cannon-ul, mortarul. Mini P.E.K.K.A. cu mortarii insane. Wow, de ce a pus ăla la bridge acolo, în stilul ăla? Credea că o să omoare peste pod? Credea că o să omoare peste pod, guys. O să-i dea așa o sabie. Ia de aici, ia de aici, că m-ai supărat. Sigur o să vină cu mini P.E.K.K.A. Ar fi tare să vină cu mini P.E.K.K.A. Dar pe partea... Wow! Hai să vedem, vine și cu mini P.E.K.K.A. în spate. Nu vine cu mini P.E.K.K.A. Dacă nu vine cu mini P.E.K.K.A. ne ducem noi cu mini P.E.K.K.A. Și cu Giant. Și cu moschetiră. O să pună mini P.E.K.K.A. acum. Spune-mi că pui mini P.E.K.K.A. prost. Oh, n-a pus-o chiar atât de prost. Sincer să fiu cu voi, n-a... De fapt a pus-o. A pus-o foarte prost. Mă gândeam că se duce înapoi după Giant și o să facă ceva, dar nu a făcut nimic. Practic a pus cel mai prost mini P.E.K.K.A. A pus cel mai prost mini P.E.K.K.A. În secunda asta o să punem doar un Valkyrie la jumătate. Cred că ăla este pus prost, sincer să fiu cu voi. Chiar și cu toate astea îl punem pentru că vrem să distrugem mortarul, vrem să distrugem Giant-ul. Ca mai apoi să plecăm și noi cu un Giant care se duce în fața mini P.E.K.K.A-ului meu. Mai punem și un moschetiră. Iar a pus ăla acolo, credea că o să omoare peste pod. Nu înțeleg strategia pe care o folosește domnul nostru.
Mortarul tot încearcă, mă, să facă ceva cu mortarul. Tot încearcă el cu mortarul acolo, dar nu prea iese, mă, o să învețe la un moment dat să-l folosească. Astfel de mini peca nu ajunge pe tunci și chiar dacă ajunge, ajunge aproape de el și nu-l omoară. Punem aici o muschitiră pentru lilieci. Oh, bun, se apără bine. După ce i-au picat două turnuri, se apără bine. Așa. Hai să vedem. Dăm un Eros care să... Ce funny, ce funny. Ok, și am ajuns la 1500 aproape. Hai să vedem, lucky drop de 3 stele. Practic este un lucky drop epic. Băi, ne apropiem așa ușor, ușor de 2000 de trofee. Mai apoi 3000, 4000, 5000 și la un moment dat nu o să mai facem față pentru că nu avem cărțile la nivelul pe care l-au playerii de pe acolo. Ceea ce o să fie destul de nasol pentru noi, pentru că ori trebuie să ne jucăm mai mult și mai des, ori va trebui să băgăm bănuți, ceea ce nu-mi doresc atât de mult să fac pe contul ăsta, m-am gândit eu, și ar fi interesant să facem free-to-play, dar asta înseamnă că trebuie să ne jucăm mai mult pentru această chestie. Hai să dăm aici un fireball care să fie kind of value. Am ratat turnul, dar am scos hatul și muschetira, ceea ce tot e value. Uite, o să dăm acest eros care să fie value și pe turn. Mă bucur că are arcașe de level 7 și că mă pot apăra foarte bine de ele. Hai să punem muschitiră pentru minionii de level 8. Ar trebui să ne fie un pic frică de ei. Uitați cât de mult damage dau. Nu am elixirul necesar că m-aș duce într-un atac, sincer, acum. Dar nu, o să las să se întâmple fix nimic. O să se omoare muschitira cu muschitira. Mă rog, alu-i rămâne în viață și cred că dă un hit sau poate chiar două dacă se enervează, ceea ce nu o să se întâmple pentru că o să punem minioni. Evident. Ok. Hatul ăsta este un nivel destul de mic, level 6, dar cu toate astea nu-l vrem să-l avem pe turnul nostru și așa că punem Valkyrie plus Arrows. Should be fine. Am mai dat un pic de chip damage acolo. Punem cannon-ul pentru mini Pekam. Și va trebui să construim noi ceva mare din spate. Intrăm și în double, ceea ce o să ne ajute pe noi foarte mult. Până ajunge giantul la jumătate, o să fim în double deja. Perfect. Muschetirăm. Simt eu că o să dau un fireball de la bun rău de tot acolo. Simt eu că o să dau un fireball foarte, 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 foarte bun. Și un Eros foarte bun de asemenea. 3, 2, 1. Un Eros foarte bun și Eros. Nu prea ne rămâne giantul în viața asta, e rău. Dar măcar am dat alea value și am dat damage. Bun, punem pentru Wizard Valkyrie. Punem un schitiră din spate. Ok. Bun, punem minion. Hai cu încă un value mare aș vrea. Nu se poate. Eros plus Fireball, doborâm muschetira, am intrat cu giantul pe turn, mini Pekka nu rămâne în viață și începem din nou din spate. Valkyrie pentru Wizard și pentru minion de distragere, nu cred că ne rămâne Valkyrie în viață pentru că este foarte mică ca level. Hai să dăm aici un Fireball bun, un Fireball iar de colecție, un Eros din nou de colecție. Giantul este pe tur, din păcate, și cred că ăsta este jocul, guys. Încă un hit. Bun, minionii o să facă treabă pentru pentru mini Pekka. Punem muschetiră pentru defense. Este un match atât de... Mă țin așa în agonie. Hai să punem giant pentru distragere. Bun. Dăm fireball, uite aici, așa. Bun, punem cannon pentru că cu siguranță o să vrea să vină cu un atac. O să dăm aici un Eros demențial de bun. Punem aici Valkyrie pentru că cannonul nostru este pus puțin ciudat. Mult prea în spate. Și nu vrem noi să luăm hitul ăla. Punem aici muschetiră, dăm aici din nou un fireball de colecție. Va trebui să învețe cum să nu își mai pună trupele în așa fel încât să primească fireball pe toate deodată, pentru că mi-a făcut un mare bait de fireball băiatul ăsta. Jesus, oh my god, dacă îl bat pe Jesus, probabil o să mă pedepsească, dar nu.
Mi este frică de acest aspect, așa că o să-l batem. Level 8 pe Electro Spirit. Cred că o să ne activăm King Tower-ul dacă ajungem mai repede. Nu, hai să vedem dacă reușim. Ăla e. Perfetto. Perfetto. Și știți ce mai e bine? Că a folosit Cannon-ul. A folosit Cannon-ul. Nu-mi spune că mai e încă o construcție, pentru că o să vin cu Giant-ul și cu Mini și cu Giant-ul și cu... Oh! Mi-a stat inima o secundă, am zis că am pus-o la mult prea târziu și că Hogu nu mai era în raza lui. Hai să vedem. Am și Arrow, am și Fireball. Hai să dăm Fireball. Bun, Valkyrie. Un Arrows sau poate că mai bine un Valkyrie. Cred că mai bine un Valkyrie. Da. Better. Dacă aș fi ales Arrows, poate că era și aia o combinație bună, numai că Valkyrie mi-a rămas în viață. Mi-a rămas trupa care în continuare este pe hartă, mă rog. Cu aproape zero viață, dar totuși. Mini pe ca o să dărâme Cannon-ul și o să vină, mai mult ca sigur, o să se apere la fel. Cu Wizard și cu Valkyrie. Ceea ce o să facem noi, o să punem muschetire din spate. O să punem Giant-ul și... Ah, ok, ok, ok. Fireball. Ok, hai să ținem o distanță destul de mare între Giant și muschetiră și să punem noi pentru Valkyrie minioni. O să dăm Fireball în așa fel încât să-l... Oh. Ok. O să vină cu Hog Rider-ul, mai mult ca sigur. V-am zis că o să vină cu Hog Rider-ul, o să trebuiască să punem și Valkyrie, pentru că mai are acolo niște goblinași care ar ajuta. Mhm, ar ajuta la Cannon-ul ăla și implicit să-mi dea damage. O să începem cu Giant din spate, pentru că am văzut că îmi dă Fireball pe trupe când le pun în spate. Și vreau să evit chestia asta, nu vreau să se mai întâmple. Sincer, o să pun o muschetiră aici. Punem aici ăsta și așa, uite așa ne apărăm aici. Switching lane nu e cea mai bună idee. O să aibă Cannon-ul în mână, știm sigur. Arrows care nu cred că e favorabil pentru el. Sincer. Tocmai ce a folosit Cannon, nu a trebuit să mai avem încă unul în mână. Ba da, și-a dat cycle. Și-a dat cycle rapid. Hai să punem aici un fireball în cazul în care mai pune încă o trupă acolo. N-a pus, dar cel puțin... Ok, mini P.E.K.K.A. o să fie pe turn. Oh, s-a apărat, măi. S-a apărat. Ok, a dat fireball. Putem să începem din spate. Hai cu Hog Rider-ul, pentru că nu ai mai atacat de mult și sigur vii cu el. Exact asta spuneam. Acu are Fireball-ul și ar putea să-l dea, dacă ar vrea să facă un value bun. Arrows, ceea ce n-a fost bine pentru el. Hai, Cannon și Wizard, mulțumesc. Arrows. Salut, mulțumesc. Respect Kendama. Da, asta e bine să folosești trupele, bă, când trebuie. Arrows pentru minion, pentru că știi că iau Jesus. Jesus Christ. Come on, Jesus, poți mai mult de atât. Suntem la un meci distanță de a intra în următoarea arenă, pe care o să-l dăm chiar acum. Supai. Supai pregătită. Am făcut și o grumă cu supai. Supai pregătită, pentru că va trebui să mănânci supică, domnule. Hai să ne muschetiră din spate. N-ai de nivel 8. Deja parcă ne sperie puțin gândul că are cărți puțin mai mari decât noi. Dar nu ar trebui să ne sperie. Hai să punem... Hai să protejăm muschetira, ce ziceți de asta? Hai să facem un atac acolo. Wow! Supai! Supai! Sunt profund impresionat, aș putea spune. Hai să punem Valkyrie, îi tragem Giant-ul acolo, îi distrugem trupele. O să fie un match foarte interesant, pentru că tipul nu a jucat rău deloc. A dat un Fireball foarte bun și un Arrows foarte bun. Ceea ce înseamnă că avem de-a face cu un jucător puțin mai bun, cred. Hai să punem aici muschetira care se distragă și minionul, care va fi prima țintă. Nu, atunci o să punem asta. O să punem așa. Bun. O să punem ceva ground, eram sigur. Arrows. Bun, și o să prindem și noi câteva hituri.
câteva hituri frumușele, să știți. Nu mai punem nimic la Valkyrie, dacă nu mai pune el nimic, noi nu mai punem nimic. Cât să și reziste Valkyrie de nivel 8. Ok. Îți dau un Fireball, dar nu ar fi atât de value, doar dacă ar mai pune ceva. Nu? Ok. Punem noi aici Cannon-ul. Ok. Mini P.K.A. a dat Fireball-ul. Mini P.K.A. o să facă treabă. Are și Eros în mână, știm asta. Hai să încercăm să dăm un Fireball de colecție, urmat de un Eros la fel de colecție, în care omorâm cam tot ce este acolo și clinuim totul pentru Mini P.K.A. Ok, se apără se apără făcând un atac. Ok, hai să punem muschetir aici și Cannon-ul aici. Oare pe ce alege să dea Fireball-ul? Pentru că are de ales. Ok, a ales să dea Fireball-ul pe muschetiră. Bun. A dat și Eros. S-a cam grăbit, sincer, cu Eros. S-a cam grăbit cam tare cu Eros. Dăm și noi la rândul nostru Fireball. Și cam asta cred că o să fie meciul. Mai sunt 15 secundele, să zicem așa. O să-i tragem Giant-ul la el în bază. Doar așa, for fun. Pentru că putem. Și o să râdem de el un pic, un pochit. Let's go. Supa-i pregătită! Supa-i pregătită, mergi la masă. Ăsta este meciul în care am făcut 1600 de trofee. 1610, scriem istorie. Deschidem și un boost. Cam ăsta o să fie episodul, guys. Suntem aici în arena unde putem face rost de Battle, ceea ce nu e rău. Guys, dacă vă place seria și vreți să o susțineți în continuare, nu uitați că o puteți face apăsând pe butonul de like și pe cel de subscribe. Lăsați-mi acolo în secțiunea de comentarii ce ar trebui să mai facem pe contul ăsta mic. Suntem puțin cam în urmă, așa, pentru că joc destul de rar pe el, știu, dar încerc. Chiar mă străduiesc să postez și alte clipuri, nu numai această serie, deci v-aș ruga foarte mult să mă înțelegeți și să dați acolo un like. Până data viitoare, guys, eu v-am pupat și numai bine. Ciao.